Așa cum am bătut PSD-ul la număr de semnături, așa Partidul Național Liberal a bătut PSD-ul în Parlamentul României, de exemplu, când noi am propus dublarea alocațiilor pentru toți copiii din România, PSD-ul s-a opus și i-am bătut. Noi am câștigat, ei au pierdut și alocațiile pentru copii sunt dublate. Și trebuie să știți că au luptat colegii deputați din Partidul Național Liberal umăr la umăr.